venit Moș Crăciun și o să testăm alături de Andreea și alături de Dima cele mai nebune chestii din reclamele de pe TikTok. Probabil ați văzut și voi reclamele alea de pe TikTok, da? Sper că ai luat ăla, mă, de-l pui pe jos și stroznește oasele, da, când te pui pe el și zic. Hai, sunteți pregătiți? Haide, ia! Primul produs este... Ce-i ăsta? Deci, practic, acest produs va trebui să ne facă mai fit. Deci acest aparat practic va trebui să-i creeze pătrățele lui Andreas. Îmi imaginez că nu o să se întâmple tot așa de repede, nu. Gen. Sunt electrostimulente din alea și o să-i lucreze, practic o să facă febră. Și hai să dăm... Merge? Da! Ceva? Te furnică? Da, un pic, dar foarte puțin. De la 3! De la 4! De la 4! Bă, uite ce face, face abdomenul, ești prost? Deci, uite cum îi face abdomenul. Și cum e? Te doare? Bă, te strângi! Păi e rău! Curentează rău, gen! Pătrățele și tot! Păi e rău, gen! E făcut altceva, că nu mai buzie la fel, buzie diferit! Deci cred că singurul care poate să ne dea verdictul despre acest dispozitiv este Andreea. Zi, Andreea, funcționează sau nu funcționează? După cum se vede, efectele sunt foarte mari. Doamne, deci e, bă, e rău. Gen, e rău, doare. Dar funcționează! Deci, funcționează! Hai să trecem la următorul produs. Următorul produs este un popcorn maker. Deci dacă îți dorești vreodată să-ți faci popcorn acasă, fără ulei, fără absolut nimic, deci doar pur și simplu popcorn, îți e nebunie din asta. Voi credeți că funcționează? Eu zic că nu funcționează. Eu zic că nu funcționează. Tu ce zici? Că merge? Bă, frate, tu poți să iei o bucată de porumb, să o ții în placă de păr și să se facă flori. Da, dar hai să punem câteva. Pune. Gat. Ajunge? Perfect. Și trebuie să punem asta aici ca să nu sară, nu? Așa, și apăsăm pe on. Ia să vedem. Ia, deci miroase, ești nebun? Mamă, deja mi-a să unt. Miroase unt, ești nebun? Vreau să văd când sare, ești nebun. Deci de un minut l-am pornit și merge. Păi n-am avut jucării când am fost mici, jur. Gata, ne-am făcut pe toate. Deci funcționează? Ne funcționează de tot! Un minut, uitați-vă ce s-a întâmplat aici. Fără ulei, fără aparat cu microunde, mie mi se pare că e gen și mai sănătos, știi? Hai să trecem la următorul produs. Dacă v-a plăcut nebunia aia cu popcorn-ul, următorul produs deja o să vă spun. Cotton Candy Maker, băi! Ce pui înăuntru? Zahăr. Doar zahăr? Doar zahăr, băță și să face... Nu merge. Dacă zic... Hai să vedem dacă funcționează Cotton Candy Maker. Eu cred că funcționează. Vrei să te mint dacă a funcționat aia cu popcorn-ul funcționează? Băi, eu zic că asta e prea grea. Hai să vedem. Gata, guys, am montat mașinăria de făcut bară de zahăr. Hai să vedem dacă funcționează. Pui tu zahărul? Ia, pune zahărul. Acolo, așa. Aici? Da, acolo, în interior. Nu cred. Bă, nici eu nu înțeleg logica, dar nici la popcorn nu prea avea logică. Și totuși a funcționat. Ești nebun la cap, adică... 3, 2, 1, dai! Pune! Bun? Și de ce nu merge? Știu că poate funcționa, dar nu cred că am pus zahărul bine. Face! Bă, ești prost! Să faci, mâncați-și gura ta dacă nu se face! Bă, mâncați-și gura ta, deci eu nu credeam că funcționează. E ceva paranormal. Bă, eu chiar încerc, ia. Dai că strigă-ți. Merge, mă, dar cine mai curăță ăsta lipiciozul care a vrut? Curăță, mă! Bă, ea funcționează, dar durează foarte mult să faci. Da. Bă, cred că asta chiar e vata adevărată. L-am luat praful după tot, mă, mâncați-și gura ta. Gata, am stins-o, hai să gustăm. Mi-a rămas pațeta aici, am mâncat să-i gurea ta dacă nu. Păi ce mesteci, mă, nu trebuie să mesteci așa să trosnească vata pe bătă. Nu, i-am făcut bomboane. Eu cred că n-am folosit domnul cum trebuie pentru că, uite, gen asta așa, e bună. Chiar e bună, gen. Da. Hai să-mi verdictul. Nu recomand, dar funcționează, gen. Ce-am funcționează. Funcționează, da. Cu ăsta oricum mănânci acum și mori ieri. Hai să trecem la următoarea invenție. Vreau să facem viață pe arcătie. Noi ne cine pierde, hai. 3, 2, 1 și... Serzătorul. Andreea, îmi pare rău, dar tu o să trebuie să testezi următorul produs, pentru că este... Sunt venduze pe care le pui pe tine și gen îți absoarbe sângele. De tare, poate. Andreea, ești pregătit? Nu prea sunt pregătit, sincer să fiu, dar hai să vedem. Unde te doare, pe aici? Pe acolo, dar mamă ce mă doare. Chiropractor, mâncați-și cu ăsta. Mă bat eu. Mamă, nu cu afirmează! Cum mi s-a făcut pielea, mamă? O să-i se facă bine, mă. Se doare rău? De la 1 la 10, cât doare? A, 5. A, asta doare mai tare. E mai mică. Bro, s-a miețit. Bă, nu mai merge să o scoatem. Bă, ce bă, mai merge? Bă, i-a rămas ventus aici. Bă, căutați pe internet. Madalina, e iubitul tău, ca da! Dai, începe să doară. Să ridicăm de asta verde? Arată-o? Gata! Arată-o! N-are nimic.
Mica! Bro, uitați-vă cum s-a făcut bro, asta! Bro, aminti! Nu trebuie să vadă așa! Trebuie să vadă negru! Bă, o să se facă negru! Se face negru, ești nebun, dar așa... Bă, uite-te aici, tu cum era asta? Aici, pe peron, e adevărat! Dar și asta se vede destul de rău! După voi, ce ziceți, mă? Funcționează asta? Da, mă, stă rău! Funcționează, da? Da, deci funcționează 10 din 10! Hai să facem la următorul! Băieți, următorul produs este ceva foarte interesant, am văzut într-una pe TikTok și chiar vreau să știu dacă funcționează sau e doar așa, gen fake. De funcționat, eu cred că funcționează, dar vreau să văd dacă e și practic. Practic, această cană amestecă două lichide sau mai multe între ele. Cam așa arată. Avem apă, îi dau drumul. Dă-i drumul, dă-i drumul, dă-i drumul. Mă, vezi, s-a format mare vortex. Bă, asta e tare la proteină, că dacă amesteci manual, proteina rămâne pudră la final. Bine, astea sunt ușor de amestecat. Vrei să încercăm cu proteină? Da. Hai să încercăm cu proteină pentru că asta e mai ușor. Dacă faci și proteină, înseamnă că e chiar tare. Cam așa arată, da? Deci asta e proteina. Punem aropeze și vedem dacă se amestecă. Focalizează aici să vedem, chiar scurios dacă se face. Ia. Bine! Hai să văd dacă rămâne praf, asta e curios, că mereu rămâne când amestec eu, rămâne praf. Asta la ce viteză bagă, n-ar trebui să mai rămână praf. Bă, după părerea mea funcționează, nu prea văd guguloaie, ăsta ce care guguloaie, dar mi se pare că își face treaba cana asta și pentru banii pe care i-a dat pe ea e forță rău. Deci funcționează! Hai să trecem la următorul produs din reclamele de pe TikTok. Următorul obiect. Ce e acolo? Când erați la școală, făceați desene așa pe caiet? Da. Și vă plictisați în ore și de astea, nu? Cum era să ăsta mâncați în gata, face desene 3D. Ce, mă? Deci chestia asta face desene 3D, frate. Nu există. Și fii atent aici, gen, ai un pix, că ai rezerve cu mai multe culori, le bagi în ea, se topesc și construiești chestii. Hai că da. Hai că după jumătate de oră n-am dat și noi seama cum funcționează. Gata? Gata. Ia, merge mă la copilul, mâncați și gura ta. O oră mai târziu. Și asta în 2 secunde de se răcește și după aia ridici modelul. Deci ne-am chinuit aproximativ 40 de minute să facem să meargă și uitați-vă ce desenează Andreas. Bă, frate, vezi că e tare un iepuraș. Uitați-vă, mă, chiar este 3D, frate. Din iepuraș l-ai făcut acordeon. Ce desenezi, mă? Asta este iepurașul pe care l-am desenat cu ajutorul acestui pix magic. Și hai să vedem dacă se și dezlipește. Uitați-vă, mă, uncați-și gura voastră. Bă, vezi că... Bă, e tare ca invenție, știi? Da, mă, da! Intră? Uite, bro, e brățară! Wow! Soamă cu brățară, un cal de 3700 de inci, să vedem cum merge asta! Hai să trecem la următoarea invenție, că nu mai pot în parcă. Băieți, mai aveți mașină, nu? Băi, eu am, da, ce-ți fai, da. Aveți permis, am zis asta. Ați dormit vreodată în mașină? Băi, eu da, chiar da. Și la volan. Da, 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 și la volan. Nu știu, eu mi-am dorit că mi-am luat și SUV și așa și mare, să fac camping, dar în mașină. Și m-am gândit, zic, iau genul saltea, pun saltea, pun un topper, pun niște pătări, pana mea, dar unde mă saltea? Pat de mașină, frate. Are și perne. Are perne, are perne. Da, mă. Rabatezi scaunele, rabatezi bancheta și pui ăsta. Să vedem dacă funcționează. Gata, le-am umflat. Vream mai mare în poze. Asta așa nu-mi prea-mi place, nu prea mă coafează. Mi se pare mai confortabil parchetul decât salteaua asta, vreți să vă mint? Asta e. Ce faci, mă, băjești bolul? Scrieți în comentarii dacă vouă vi se pare că asta seamănă cu asta. Și nu înțeleg ce e aia. Bă, nebunilor, asta e depus doar pe o banchetă, mâncați aici. N-am ce treabă. Deci verdictul vostru care este? Nu arată ca în poze. Nu arată ca în poze și, bă, funcționa, practic. Ai putea să dormi, dar nu e. Da, mă, dar uite. Mai bine spui niște pături, ești nebun la cap. Hai să trecem la următorul. Următoarea surpriză este... Această bilă care cică levitează, frate. Deci nu mai existează. Din toate astea alea pe care am încercat până acum, chiar am să leviteze. Nu există, gen. Eu văd că are ventilator, gen. Deci asta este bila, fraților, și aia e telecomandă, și? Bă. Da. Bă, tu era la fugă, caut-o. Și unde e? Cum zboară? Ia, dă un fugă. Ce-i doar arunci? Să-mi vinde! Bă, baterie!
Nu mai repede nimic. Ce ziceți, băi, funcționează? Da. Funcționează. Haideți să mergem la următorul. Guys, ultimul produs care mi-a apărut mie pe TikTok în ultima perioadă, pe toate reclamele, pe toate. Și gen orice copil când era mic își dorea să aibă așa ceva. Este fântâna de ciocolată. Mamă, și merge perfect cu. Și merge, mă, ce e asta? Fântâna de ciocolată. Păi și de unde e ciocolată? O să punem, practic, punem ciocolată topită aici. De unde? Și pică ciocolată, pentru că am luat ciocolată. Hai să încercăm. Asta este fântâna de ciocolată. Bă, arată bine rădător. Hai să topim ciocolata și să o punem aici să vedem dacă chiar funcționează fântâna de ciocolată. Eu cred că funcționează, voi? Gata, guys, am topit și ciocolata, vine mai așa să le arătăm. Cam așa arată ciocolata. Ne-am interesat și, într-adevăr, fântâna de ciocolată are un mecanism care încălzește ciocolata, dar nu poate să o încălzească chiar așa cum am încălzit-o la gazul. Deci cred că acum se încălzește. Iar urcă! Nu cred! Urcă! Dar trebuie să o lăsăm să se încălzească. Asta e fântână, mă! Yeah! Începe! Bă, da! Bă, chiar e fântână! Uite cum curge! Ia! Ce bun e! Cum mi se pare, mă? Păi că numărul unu invenția asta, gen. E tare, nu? E foarte useless mașinăria asta, dar funcționează, frate. Ziceți, băi, e folositoare? E folositoare. Bă, nu știu. Bă, așa îmi pare rege, dar nu e atât de folositoare. Băieți, cam acestea au fost produsele. Nu uitați să rupeți butonașul de like, să le dați acolo un comentariu, să dați un share pe TikTok, forță rău de tot cine pune acolo TikTok-ul, să facă multe vizionări, că vlogul ăsta e chiar tare. Și să ne lăsați și voi în comentariu care a fost produsul vostru preferat și dacă mai vreți să ne mai vedeți în formula asta, să mai facem niște vloguri astea super, super mega tare.